Vă salutăm, bine ați venit la un nou vlog. Azi facem cea mai mare petrecere din România. Nu-s numai oamenii ăștia pe care o să-i vedeți pe aici, sunteți și voi toți abonații noștri. Deci, azi facem petrecerea de 10 ani de relație. E o petrecere inventată de noi, pentru că noi căutăm motive să ne distrăm din orice. Și dacă Izuca dă un pârț, noi facem petrecere. Așa că îi dăm drumul, haideți. Bă, pun să tai carnea pentru ceaun, că n-am mai făcut de mult ceaun. Aștept să vină tata să aducă ceaunul meu, că ăsta e un țârc prea mic, suntem prea mulți. Așa, până să oprim muzica, am zis să vorbesc cu țârcul voi, că nu am voie să meargă muzica pe fundal. Îmi dă raport. Eu am apucat să-mi tai frumos ceapa, carnea, ardeiul și mai departe. Facem ceaunul, că doar mi-a fost un ceaun. Imediat o să vă arăt și cabana asta de aici, din jmig, căsuța de pe deal se numește. Foarte fain, chiar nu mă așteptam să fie atât de fain. Priveliște, tot. Hai că vă arătați. Deci, uite, cam așa. Avem și un lac. În care o să-l țâp. Avem și o denisă. Frumos, frumos, frumos. Priveliște. O, din asta, cum zice, o filigure imensă. Locuri pentru ceaune, pentru așa. Ne vedem, Maico. Avem un livring. Mare. Hei! Bună! Bună! Da, așa răspunde. Hai tot ce spune noi, bucătărie, așa, sus camere. Și aici o cadere. Chine de dat. Asta e vreo camere. Mi-e place, mi-e place mult. Asta vei ducă. Ne-am apucat. Prăjim carnea pe rând. După aia ne apucăm, după ce ai prăjit toată carnea, băgăm ceapa. Mai bine vară pe rând, așa. Am băgat ceapa. Acum, hai! Mișto vila, Nadie! Mișto vila, Moni! Din mâna noastră, mașina asta nu mai iasă. Hai, ține-te să fac și eu la mâncare, ține-te să mă băs și eu. Eu o fac. Vezi că îmi faci și cu haine, zi acum haine. Bă, vă zic sincer că n-am mai mâncat așa mămăligă cu lapte, dar am mai auzit eu că e bună, că nu știu ce și nu știu exact cum să face. O să vă zic imediat ce mi-a ieșit. Dacă știți careva, lăsați în comentarii cum să face, că nu... E prima dată când fac. Hai, gustă. Ha? Merge? Eu n-am mâncat niciodată până acum. Foarte igienic, cu aceeași lingură toată cabana. Mamă, ce bun, mă, ești nebun. Iui. Iui. Promit că o să fac de acum, mă. Mamă, câți i-am adunat. Mâncăm fiecare pe unde apucăm. Așa îmi place mie, băi, oamenilor, cu mulți oameni. Like! Bă, ce bun e, bă! M-am întrecut pe mine. Hai să vă rog pe Izuca. Bărbița și de agicuțele. Giuliano, culo!
mult. Ce-mi place când stau așa și mă uit și văd oameni că vizitează, văd oameni adunat. Pația cum ți-ai găsit. Stați așa, stați așa. Ca aia faci. Toți știți TikTok-ul ăla cu vrum, vrum, vrum. Acum să vedeți. Vrum, 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 vrum. Hai cu dată. Pe râu, dar faceți vrum, vrum și de-aia nu așa. Vrum, vrum! Auzi, câte una, câte una, nu poate, câte una vine, câte una vine. Așa, așa, pe Nela, așa, așa ca o ala, așa, 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 Dă-i și plec, hai. Dau plec. Nu, că el cu el așa. Păi nu, ăla încearcă a doua strofă și atunci îți dau seama că-s praf. Păi ia mă, dar nu ajungem până acolo, mă, că nu filmezi toată ziua, mă. Îi facem un TikTok de 30 de secunde, Sandel, ca așa aia cu frumița. Da, fa, mă, dacă te-am fac, fac un lucru de treabă. Mama ei de lume. Da, domnul, muzică. Și muzică și video. I-am dat la video. Da, bun, dă-i la mână. Acum ești tu cu ușa. Hai, ești tu cu ușa. Dar eu zic să iei de la ușa ca se vede prea. Dă-te să iei tu de acolo acum. Nu, bă, nu, bă, da. Ok. Tu te întorci și după merg pe zidul ăla, știi? Du-te acolo. După ce închizi ușa. Dă-i. Pentru tu la muzică. Da, fără, nu faci fără. Nu cum văd! Da, stai așa. Așa. Acum iei cu mine când mă ridic, știi? Muzica de unde? De aici. Și eu mă ziua stau aici. De la acolo, stai, ești împărat, nu cam. Așa e. Dă-i drumul și la muzică și la mea. Opa. N-ai vrit? Eu acolo ridicam asta. Și acum a venit, nu? Da, treci pe
să țin zâmbă. Așa, așa, la care stă pe stâng. Bă, stâl, poate te-o duc aici? Încă nu, încă nu. Dacă trebuie să luăm aia alea, cadele față, față, față și după aia el stă supărat și o sebi mai au brațe, știi? Core și eu ce fac acum? Stai supărat! Acum tu stai așa ca vreo știu, știi? Stai supărat! Ia, dar trebuie așa să te prind și eu. Când dau drumul la muzică? Nu mai trebuie, sau dai drum că-i place lui, dă-i. Eu ce supărat! Da, pe lucru sau să se ia văd cam lații, eu țin zâmbul să nu cadă pe ei. Și se auzi pe care nu poți să pleci de ei. Și mafiotul e Andrei, nu? Păi știi? Așa, nu vreau să mai vedem. Bă, trebuie să vedem și pe mafiotul. Este mai pe Auzi, ca și când tu vii acolo de la masă și mergi de trăiești. Dar atunci hai să sărim, direct fug eu și te iau în brațe și o să apezi după aia cap de la tine când stai jos pe scară. Să mor de trăiești sau mancare. Am ieșit afară că vreau să vorbesc un pic cu voi. Noi mai stăm un pic, dar închei vlogul. Vreau să-mi lăsați în comentarii, dacă tot e subiectul ăsta, de cât timp sunteți voi într-o relație, pentru că sunt tare curios. Vă mulțumim că ați fost prezenți și la vlogul ăsta și ați fost alături de noi și ne vedem în următorul vlog. Vă pupăm!